fost câteva, sunt câteva date din campusul virtual privind modul nostru de comunicare și, după cum vedeți, inclusiv modulul de note a crescut exponențial foarte mult, foarte multe dintre note care până acum nu erau comunicate studenților prin campusul virtual au ajuns să fie comunicate prin campusul virtual. Evaluarea cunoștințelor, ceea ce noi numim examene sau evaluări. Eu le numesc la modul general întotdeauna evaluarea cunoștințelor, fiindcă evaluarea cunoștințelor nu trebuie să fie doar un examen. Ea trebuie să fie realizată constant, continuu, să fie cât mai centrată pe student și să încerce să îl încurajeze pe student să-și descopere abilitățile și competențele pe care și le-a dobândit, nu ceea ce nu știe, ci ceea ce știe, cum zicem noi. Au existat câteva modele pe care le-am propus chiar din prima zi. Politehnica a avut în același weekend când am intrat, să zicem, în modul de transmitere online, prezentarea a treia pentru disciplinele din semestrul întâi, mai ales pentru anii terminali, care s-a dorit să se întâmple, s-au și întâmplat, au și fost studenți foarte mulți evaluați și foarte multe note realizate în această perioadă, pentru că Universitatea Politehnică din Timișoara și-a propus să termine cel târziu în iulie, dacă nu în iunie, cu studenții din anii terminali, absolut în aceleași condiții, la aceeași valoare, la aceleași abilități și competențe ca și cu studenții din promoțiile anterioare. Deci oral prin videoconferință, scris online și cu subiecte individuale și cu completarea de examen online și cu indicații de vizualizare prin videoconferință. Noi am recomandat, tocmai din experiența primei săptămâni, așa, primului examen complet online desfășurat, care a fost, să zicem, un test grilă, totuși există supraveghere online prin videoconferința studenților. Chiar și mental, studenții sunt mult mai grijulii în ceea ce își accesează din informații. Atunci când evaluarea se dorește să fie în continuare identică cu cea care a fost realizată în campus, adică examen scris, oral sau teste grilă, care trebuie să fie prezentate de către studenți și validate de către cadrul didactic. Noi am încurajat de asemenea foarte mult prezentările de activitate, schimbarea acestei paradigme a evaluărilor de cunoștințe, în care studentul să devină, să fie evaluat pentru ce activități a făcut, pentru proiectul lor, nu pentru reproducerea unor cunoștințe, pentru modul în care el a aplicat, chiar și la examen, să se valideze prin realizarea unor resurse pe care studentul le-a făcut, cunoaștere, chiar un modul de curs pe care el l-a creat și pe care l-a validat bine și nu l-a copiat, fiindcă avem unelte prin care putem să validăm acest lucru. Poate că, în acest mod, studenții vor deveni mult mai atenți la ceea ce învață și cum învață și își vor dobândi mai bine competențele. Pentru noi, în inginerie, mai ales, este vital ca studenții să realizeze proiecte bune, să știe să le definească, să știe să facă un plan pentru acele proiecte, să știe să realizeze un ghid la final pentru acel proiect pe care le-a realizat și să explice ce a realizat în acel proiect și cum a realizat în acel proiect. Noi numim aceasta, la modul general, evaluarea cunoștințelor prin realizarea unui e-portfolio. Ceva ce studentul, la final, poate să prezinte unui viitor angajator. Acestea au fost lucrurile pe care eu le-am făcut în facultate. Aceasta îmi dovedește mie competența și cunoștințele. Într-adevăr, și notele pe care le am pe diplomă, dar lucrurile pe care el le poate spune și le arăta public, care le-a făcut chiar el, atât pentru un angajator, cât și pentru el, pot să aibă o valoare destul de mare și destul de importantă. Întotdeauna am sugerat cât mai multe interacțiuni. Aici este cățelușa noastră, care fără interacțiune nu-ți oferă niciun pic de atenție. Trebuie tot timpul să interacționezi cu ea, să vrei să fie lângă tine, vrea să fie lângă tine, are nevoie de atenție. Așa considera și studenții. Au nevoie de atenție și de interacțiune continuă. Nu neapărat de mângâiat, dar de o mângâiată virtual și mai prietenos, în care ei să se simtă încurajați să facă acest lucru. Vă încurajez constant să descoperiți informații cum să faceți lucruri. Există atât pe site-ul nostru, o zonă care noi numim Open, unde sunt ghiduri, sunt resurse, sunt cursurile online, sunt toate resursele de la toate workshop-urile pe care noi le-am realizat. Multe dintre ele sunt integrate deja în unicampus.ro, unde sunt o felul de cursuri de educație deschisă. Vom mai adăuga încă foarte multe resurse în această zonă. Am creat de asemenea o zonă cu foarte multe alte resurse care sunt dezvoltate și de IEEE, de Merlot și de foarte multe alte universități. Multe universități în această perioadă și-au pus la liber chiar bibliotecile online, resursele de date, cărțile,
pentru cursuri. Acest lucru sper să-l putem face și noi cât se poate de curând și să poată să fie disponibile acestea tuturor celor interesați din România și mai ales nu numai cadrelor didactice, dar și studenților. De asemenea, vă recomandăm să participați la webinariile online. Aici sunt webinariile pe care în fiecare lună le organizează Asociația EDEN, unde foarte mulți experți la nivel mondial vin și prezintă și discută despre aceste activități. Și îmi permit să închei foarte pe scurt cu această idee, că doar împreună putem să ne creăm un viitor mai bun și mai sigur. Ar trebui să folosim această experiență pe care o avem acum în validarea noastră ca și profesor de secolul 21, profesor și studenți care își doresc să creeze o lume mai bună, în care această experiență a consumerismului major să devină poate mult mai redusă și în care să ne bazăm pe cunoaștere și pe colaborarea dintre noi pentru a putea crea valoare și plus valoare societății. Vă invit să submiteți, să transmiteți lucrări cu experiența voastră din această perioadă la conferința EDEN, care ar fi trebuit să fie fizic realizată în Timișoara în iunie, acum va fi complet online, deci va fi mult mai ușor să puteți să urmăriți activiața. Vom avea keynote speakers, persoane foarte importante, inclusiv creatorul și CEO de la Moodle, de la H5P, pe zona tehnică, oameni care de la UNESCO, care răspunde Global Education Coalition, vor veni online, de la MIT pe inteligența artificială. Deci vă rugăm să participați, să submiteți lucrări cu experiența voastră. Sunt indexate lucrările full papers, dar chiar și numai faptul că vei prezenta împreună cu colegii tăi. Taxele sunt incredibil de reduse acum, încât nu mai reprezintă absolut deloc nicio problemă din acest moment. Nu pot să zic la sfârșit decât că nimic, eu sunt totdeauna în sens acest lucru. Eu sunt uneori în față, dar lângă mine e o echipă de profesioniști, o echipă pe care noi am creat-o așa de-a lungul anilor, cu mulți lucrez de 26 de ani, cu unii doar de 3, de o lună, de 10, depinde, dar ei sunt oamenii care au creat în această perioadă suportul și sprijinul pentru campusul virtual și l-au creat continuu. Deci s-au bazat pe experiența noastră și întotdeauna am spus că nu ești mai bun decât echipa pe care o ai. Și cred cu acest lucru. Deci nu poți să fii mai bun decât echipa pe care ai. Dacă echipa din jurul tău e bună, ești și tu bun. Și ei sunt cei care le mulțumesc încă o dată pentru dedicația pe care au avut-o, faptul că au lucrat chiar 20 de ore în această perioadă pentru a putea sprijini cadrele didactice din Politehnică. Aici sunt datele mele de contact.